O tânără de 28 de ani a ajuns ieri seară la spital după ce autoturismul în care se afla s-a răsturnat pe un teren viran. Evenimentul s-a produs în localitatea Șimleu Silvaniei. Ajuns la fața locului, polițiștii au stabilit că șoferul, un tânăr de 22 de ani din Șimleu Silvaniei, conducea autoturismul pe sectorul de drum menționat și, datorită neadaptării vitezei de deplasare la condițiile de drum, într-o curbă la stânga a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe un teren viran. În urma impactului a rezultat rănirea pasagerei de pe locul din dreapta față. Victima a fost transportată la spital pentru investigații. Cercetările continuă sub aspect aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Tot în această perioadă, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Zalău, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate un autoturism condus de o femeie de 51 de ani din Fetindia și un moped ce era condus de un tânăr de 21 de ani din Zalău. Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat faptul că șoferul autoturismului nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stânga și a intrat în coliziune cu mopedul care circula din sens opus. Urmarea impactului, tânărul a fost rănit ușor. Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Recomandăm conducătorilor auto să adapteze în permanență viteza de deplasare la condițiile de drum, să nu se angajeze în depășiri riscante, să nu bruscheze comenzile autovehiculelor. Așadar, respectând regulile de circulație, vom avea un trafic rutier în siguranță.